Dragi prieteni, ieri stăteam și mă gândeam ce o să spun astăzi la lansarea Partidului Democrat în campanie electorală și am văzut această broșură încă o dată cu planul de țară, Moldova altfel. M-am uitat în ea și am zis că totuși așa este. Pentru noi faptele vorbesc. Am adunat aici, în această broșură, doar câteva din cele mai importante realizări ale noastre în 3 ani de guvernare. Doar câteva, pentru că tare multe au mai fost în acea perioadă. Am făcut în 3 ani atât de multe cât alții nu le-au făcut nici în 10. În 3 ani, cât Republica Moldova a fost condusă de guvernul Partidului Democrat, țara s-a mișcat înainte. Am construit drumuri bune, s-au reparat școli și grădinițe. Tinerii au avut posibilitatea să-și cumpere mai ușor prima casă. Salariile și pensiile au crescut. Pensionarii pentru prima dată au primit ajutoare de sărbători. Din păcate, în 2019 Moldova s-a oprit. Din 2019 țara nu s-a mai mișcat înainte. A stat pe loc. S-a blocat. Economia a scăzut, prețurile și tarifele au crescut. Programe și proiecte care să ajute oamenii nu s-au mai lansat. Pe scurt, în ultimii 2 ani nu s-a făcut nimic mai bun, nu s-a inventat nimic altceva decât am făcut noi în perioada de guvernare. Noi vrem să repornim motoarele economiei. Noi vrem să dăm un restart Republicii Moldova. Partidul Democrat din Moldova este partidul care a făcut lucruri concrete pentru cetățeni. Partidul care are oameni cu pregătirea și experiența necesară pentru a conduce și administra o țară. Am scos o țară din criză, știm cum să o facem și a doua oară. Partidul Democrat este partidul care știe cum și are un plan pentru a reconstrui țara. Stimați colegi, anul acesta am propus partidelor politice să facem o altfel de campanie electorală. Am lansat o provocare. Am solicitat să avem o luptă a ideilor și viziunilor, nu o luptă a declarațiilor. Din păcate, tot ce vedem acum sunt partide care merg în alegeri cu lozinci de dezbinare, cu acuzații și scandaluri de corupție sau cu implicarea străinilor. Aceste strategii nu fac altceva decât să distrugă. Noi vrem să construim și am demonstrat că știm cum să facem acest lucru. Iată de ce. Tuturor celor care încă mai stau pe gânduri azi, le spunem clar. Între stânga și dreapta, între buni și răi, între ai noștri și ai voștri, alege altfel. Alege alternativa pentru show-uri și populisme. Alege o echipă de oameni profesioniști și bine pregătiți. Alege Partidul Democrat din Moldova. De ce Partidul Democrat? E simplu. Partidul Democrat este forța politică care a făcut lucruri concrete pentru oameni. Le aveți pe cele mai importante în acest plan de țară. Salarii, pensii, drumuri bune, un doctor pentru tine, o nouă viață și multe altele. Partidul Democrat din Moldova este partidul care are oameni cu pregătirea și experiența necesară pentru a conduce și a administra o țară. Din echipa noastră fac parte miniștri, deputați,
Noi avem cei mai buni și profesioniști primari, noi avem cei mai pregătiți președinți de raioane. Partidul Democrat este partidul căruia îi pasă de țară și a demonstrat acest lucru. Este partidul care aduce liniște și echilibru în societate. Partidul Democrat este de fapt unicul partid care merge în această campanie cu un plan și care a demonstrat că știe cum să-l realizeze. Dragi prieteni, suntem datori să mergem în această campanie și să învingem. Avem tot ceea ce ne trebuie. Avem oameni, avem echipă, avem experiență. Știm cum să construim Moldova altfel. Moldova merită altfel de politicieni. Mergem la alegători și să-i îndemnăm să aleagă altfel. Mergem la alegători să-i îndemnăm să aleagă de data aceasta faptele și realizările concrete. Pentru că pentru noi faptele vorbesc. Într-un ceas bun și Doamne ajută! Bună ziua, dragi cetățeni! Astăzi avem un moment crucial, un moment a sorții Republicii Moldova, un moment care trebuie cu toții să ieșim, să ne exprimăm votul de încredere pentru cei care vă reprezintă. Noi astăzi, Partidul Democrat, suntem cei care avem în spate oameni profesioniști, oameni care au experiență, oameni buni, oameni care au oameni faptelor și nu a vorbelor. Deci, stimați cetățeni, astăzi venim în fața dumneavoastră cu un program bine definit, un program bine determinat. Vrem să facem o Moldovă altfel, vrem să facem o Moldovă prosperă. Ceea ce ne propunem noi astăzi, în urma guvernului Filip, s-au pornit o mulțime de reforme, s-au pornit un șir de fapte bune care acum ne-au adus o mulțime de rezultate. Ne propunem ca să continuăm reformele în domeniul economic, ne propunem să continuăm reformele în domeniul sănătății, să pornim producerea în țară, produsul interbrut, să aducem oamenii diasporei acasă, să aducem cei dragi ai noștri, rudele noastre, prietenii noștri, cu toții să muncească la ei acasă, în parcuri industriale, în zone economice libere, în raioanele noastre, în satele noastre. Aici ne vom face viitorul. Eu personal reprezint autoritatea publică locală, sunt un om al satului, un om al orașului, un om din regiune, din regiunea sudică, acolo unde am încercat, venind din diaspora, lucrând 7 ani de zile după hotare, am venit acasă ca să-mi construiesc țara împreună cu cei dragi. Și astfel, în a doilea mandat, ca președinte raionului, am reușit să facem multe realizări împreună. Îmi doresc foarte mult să aceste realizări să devie pe plan național, împreună, la un nivel mai mare. Ceea ce am realizat și mă bucur foarte mult, am realizat drumuri bune, magistrala s-a început a construi spre sud, s-a început parcul industrial, s-a început drumurile locale, în sate avem peste fiecare sat avem kilometri întregi construiți. Asta ne dorim. Ne dorim să facem fapte, să nu vorbim mult, dar să trecem la realizări. Ceea ce propune Partidul Democrat este un program foarte real, care a fost început și acum trebuie de realizat. Suntem conștienți cu toții că această reformă poate fi înfăptuită doar cu oameni profesioniști, oameni care știu domeniul, oameni care cunosc ceea ce fac. Mă mândresc cu această echipă care o am în spate. Această echipă este oameni care au demonstrat fapte și nu vorbe. Deci, stimați cetățeni, ne dorim cu toții la noi acasă să construim viitorul altfel, un viitor mai prosper, un viitor mai bun. Vrem să trăim nu mai rău ca Occidentul. Vrem să avem Europa la noi acasă. Să avem Statele Unite aici, reformele cele bune să fie la noi acasă. Deci, oameni buni,
Haideți să luăm de la toți vecinii noștri faptele bune și să ne le înfăptuim aici, la noi, acasă. România este un exemplu, vecinii noștri sunt un exemplu, la fel vecinii din Ucraina, avem nevoie ca să trăim cu toții bine. Oameni buni, haideți să pornim la fapte. Vă mulțumim! Stimați prieteni și colegi, stimați concetățeni, fiindcă suntem partidul cu cea mai puternică echipă de profesioniști, în aceste alegeri, Partidul Democrat din Republica Moldova va pune accentul pe probleme și soluții, pe idei și implementarea realizării acestora. Noi vom încerca să consolidăm nucleul societății care a obosit de luptele politice și dorește o altfel de Moldovă, o Moldovă ce revine pe un făgaș normal de dezvoltare. Sunt sigură de prezența Partidului Democrat în viitorul Parlament, deoarece are cea mai ramificată structură teritorială, are oameni cu cea mai bogată experiență politică și profesională. În același timp, Partidul Democrat din Republica Moldova este unicul partid care poate și știe cum să coaguleze forțele pacifiste constructive din societate pentru a oferi Moldovei o nouă șansă, o altfel de șansă. Drept dovadă celor menționate sunt importantele proiecte realizate în satele și raioanele țării în perioada guvernării Partidului Democrat din Republica Moldova. Sutele de școli și grădinițe, spitale, edificii sociale și de cultură și-au schimbat radical aspectul datorită muncii asiduie a coechiperilor noștri din toată țara, datorită hărniciei și responsabilității președinților de raioane, primarilor și consilierilor, conducătorilor de instituții publice ce au purtat cu demnitate sigla 3 trandafiri. Am convingerea că viitoarea guvernare a Republicii Moldova va fi una pro-europeană, ori o altă alternativă pentru țara noastră pur și simplu nu există. Partidul Democrat din Republica Moldova este conștient că va fi ținta atacurilor și campaniilor de denigrare în curenta electorală. Aceasta pentru că echipa democrată în noua sa formulă este incomodă celor care conduc și mai doresc să conducă țara și după alegeri. Incomodă pentru că suntem buni profesioniști. Incomodă pentru că suntem responsabili și eficienți. Oponenții Partidului Democrat conștientizează la modul perfect aceste lucruri. De aceea vor încerca să sustragă atenția opiniei publice prin atacuri și lansarea subiectelor electorale irelevante. Noi nu vom intenționa să pierdem timp în dispute sterile și ne vom concentra pe obiectivul nostru major de a oferi Moldovei o șansă nouă și un altfel de viitor, un viitor demn. Stimați concetățeni, votați Partidul Democrat din Republica Moldova! Dragi prieteni, stimați colegi, Partidul Democrat din Moldova pornește cu șanse reale în aceste alegeri, deoarece este unicul partid care are un plan de țară în baza căruia poate fi salvată Moldova. Planul de țară elaborat de Partidul Democrat din Moldova este un document care stă la baza problemele reale ale cetățenilor și vine cu soluții concrete pentru acestea. E un document realist, care a fost elaborat după amplu proces de comunicare cu cetățenii și activul partidului, care au avut loc cu câteva luni mai devreme. La elaborarea planului de țară, Partidul Democrat a pornit de la experiența și rezultatele bune înregistrate pe durata aflării la guvernare. Astfel, planul reprezentat și continuat a eforturile depuse a Partidului Democrat în vederea bunei administrări a treburilor publice, procesele care au fost întrerupte cu păcat în 2019. Și din păcate, atunci situația în țară doar degradează continuu. Discutând zilnic cu oamenii din teritoriu și ei ne spun că s-au săturat de luptele politice,
și că vor soluții pentru problemele cu care ei se confruntă și îndeoseb Republica Moldova. De aceea, oamenii apreciază abordarea noastră constructivă, faptul că nu ne implicăm în luptele sterile, dar construim și consultăm oamenii despre problemele cu care ei se confruntă și împreună identificăm soluții pentru ele. Perioada în care Partidul Democrat era la guvernare, în țară era ordine, Moldova se dezvolta, treburile publice erau administrate eficient de profesioniști adevărați. Noi ne propunem drept scop să asigurăm din nou Moldova și cetățenii cu o guvernare eficientă care să pună în capul mesei interesele cetățenilor și cu siguranță vom reuși. Partidul Democrat din Moldova este unicul partid care poate asigura Moldova altfel. Altfel decât ceea ce am văzut de la 2019 încoace. În ultimii 2 ani, țara nu doar că nu s-a dezvoltat, dar și ea s-a distrus ceea ce am construit noi. Iluziile s-au risipit și oamenii au văzut că cât costă în realitate cei ce au fost la putere în ultimii 2 ani. Noi am reușit să păstrăm echipa de profesioniști care au scos țara din criză ce era după 2015 și care au asigurat dezvoltarea armonioasă a Republicii Moldova până la 2019. Această echipă de profesioniști este unica șansă pentru Moldova, de aceea avem datoria față de oameni să-i facem din nou să creadă în prezentul și viitorul țării noastre. Și asta vom face. Și așa să ne ajute Dumnezeu. Partidul Democrat are cu adevărat cea mai bună echipă. Oameni profesioniști, oameni cu o experiență extraordinară, dar și devotați cauzei comune. Ei au realizat mai multe proiecte concrete pentru cetățeni în localitățile lor. Ne dorim ca aceste proiecte să continue. Oamenii au obosit de lupte politice. Ei își doresc și așteaptă soluții concrete pentru problemele lor. Partidul Democrat din Republica Moldova este singurul partid care vine cu o abordare pragmatică, cu un plan de țară clar, vizibil, care stabilește cum să fie făcut în următorii 4 ani pentru fiecare domeniu în parte. Moldova altfel înseamnă o țară prosperă, cu o economie dezvoltată, cu spitale moderne, cu educație de calitate. O țară în care tinerii vor să trăiască și cei care au plecat după hotare vor să revină și împreună vom reuși să construim Moldova altfel, așa cum și-o doresc tinerii. Oamenii Partidului Democrat sunt adevărați patrioți. Ei întotdeauna vor acționa doar în interesul țării și a cetățenilor. Sunt sigură că Partidul Democrat va fi în următorul Parlament, deoarece cunosc eu, cunosc toți potențialul uman al acestui partid. Colegii mei sunt oamenii faptelor, nu oamenii vorbelor. Și prin aceasta am câștigat și câștigăm în continuare încrederea cetățenilor. Mesajul este unul simplu. Rămânem în continuare devotați cauzei în numele binelui, în numele adevărului, în numele omenescului. Și ne dorim astăzi mult curaj, succes și cu siguranță baftă! Astăzi vorbim despre Moldova altfel pe care ne dorim cu toții. Personal, ca tânăr, îmi doresc o Moldovă altfel, în care vocea tinerilor să fie auzită și aceasta să posede greutate.
Dacă e să ne referim la vocea tinerilor din interiorul Partidului Democrat, avem un candidat la funcția de deputat în primii 10 pe listă și 40% dintre candidații la funcția de deputat sunt membri ai organizației de tineret a Partidului Democrat. Este un rezultat istoric pentru Tineretul Democrat și este o premieră pentru Partidul Democrat. Acest lucru demonstrează faptul că astăzi Partidul Democrat este altfel. Este un partid care îmbină perfect experiența seniorilor cu energia și cu tezanța tinerilor. Și deja este de datoria noastră a tinerilor să contribuim la aceea ca Partidul Democrat să fie un partid mai modern și mai progresist. Partidul Democrat trebuie să fie la guvernare pentru că doar noi suntem unicii care am venit cu un plan de țară. În timp ce alții se acuză reciproc, noi venim cu soluții concrete, soluții care vor fi realizate pe parcursul guvernării Partidului Democrat. Partidul Democrat va guverna deoarece vom avea un rezultat bun la alegerile parlamentare anticipate. Și acest lucru trebuie să-l conștientizeze în primul rând oponenții noștri politici pentru ca să nu fie în șoc ca atunci, în 2019, la alegerile locale și să accepte rezultatul bun al Partidului Democrat. Partidul Democrat are cea mai bună infrastructură politică la nivel teritorial, nu o spunem noi, o spun alți candidați politici. Prin efortul comun al organizațiilor noastre teritoriale, suntem siguri că vom arăta un rezultat demn de Partidul Democrat, un partid cu trecut, prezent și incontestabil viitor. Și ca ultim vorbitor, îndemn toți cetățenii Republicii Moldova să meargă la vot, să voteze Partidul Democrat, partidul care își dorește o Moldovă altfel, partidul care a demonstrat prin fapte că Moldova poate deveni altfel. Vă mulțumesc! La muncă, campanie, între oameni. Mulțumim mult!